Doamnelor, domnilor, astăzi este o zi importantă, specială și plină de emoții în același timp. Alexandra Grancea sunt și vin în casele dumneavoastră cu emisiunea Mix Actual. De această dată o actualitate ce continuă de câteva mii de ani. Tradițiile și obiceiurile identității noastre ale românilor. După cum vedeți, am ieșit un pic din decor, am ieșit din studioul nostru de TV. Iată, suntem într-o locație extraordinară. Mulțumim pe această cale gazdei noastre. Ne-ați deschis ușile, ne-ați primit și ne-ați întâmpinat încă de la prima strigare, ca să spun așa, cumva am fost norocoși. Da, noi așa primim pe toată lumea. Toți oaspeții care vin la noi, la fel îi primim, nu facem diferență, pentru că asta este eticheta noastră. Ne bucurăm că vine multă lume la noi, oameni de calitate. La fel și noi ne purtăm și să facem produsele, să facem lucrurile de calitate. Acum dați-mi voie să spun ceva telespectatorilor, ceva ce nu se vede pe cameră. Vreau să vă spun că domnul Sandu Gaia ne aștepta aici deja, focul era încins. Este un iubitor de tradiții, este un pătimaș al tradițiilor, cu atenție la detalii, cu dorința aceea de a da mai departe și de a dărui. Asta am văzut că sunteți... Da. Așa este. Dacă nu faci din suflet, nu-ți iese. Ne-ați așteptat cu pâinea, care tocmai băgase pâinea la cuptor. Noi înainte să sosim, pâinea deja era pregătită și am văzut cum au rupt așa colindătorii din pâinea caldă. Aburindă. Așa este. Toți oaspeții care vin la noi prima dată mă întreabă, ne face și pâine la cuptor? Da, cu siguranță. Și pâine la cuptor și porcul rotisat și... Porc la rotisor, am făcut și cozonac, toate lucrurile astea care se face la o pensiune. Vă plac colindele? Ați colindat când erați mic? Da, mergeam cu colinda, mi-am aminte, mergeam colinda cu Steaua, cu Vifaimul, mergeam, da, era foarte... Aveți o colindă preferată? Nu neapărat, îmi plac toate colindele. Toate colindele și na, doar că s-a mai pierdut un pic din tradiție. Nu mai sunt chiar atâția colindători în ziua de astăzi. Mai vin cu veneau altă dată? Da, nu mai vin. Țin minte că noi când eram mici mergeam, ne trezeam la 5 dimineața să mergem, să fim primii, să ajungem repede, da. Era fain. Așa este. Dar iată că și în acest an am avut norocul să fim binecuvântați de această ceată de colindători care a venit, a bătut la ușă și dumneavoastră ați deschis cu toată inima. Da, mă bucur că ați îndrăznit, că ați venit la noi. Mă bucur foarte mult. Ne-au colindat. Să știți că undeva o condiție ca tradiția să meargă mai departe ar fi ca în toată casa să existe măcar un om, nu că vă lăudăm, un om ca dumneavoastră, ca să deschidă ușa colindătorilor. Pentru că oarecum și colindătorii sunt motivați sau demotivați de faptul că deschid sau nu deschid oamenii ușile. Așa este. Păi eu propun să mai ascultăm câteva colinde, dar nu înainte de a mulțumi totodată și unui om special și drag mie, pentru că toți suntem la capitolul mulțumiri, mătușa mea, Ana Cristea, pe care o salut pe această cale, pentru că de la ea am acest costum. Raiul cel luminos s-a născut Domnul Hristos, înconjurat de îngerași, ca să-și caute lăcași. Înconjurat de îngerași, ca să-și caute lăcași. Soare, lună, mii de stele strălucesc mai cu putere, toate în lume au săltat, de Domnul când au aflat. Toate în lume au săltat, de Domnul când au aflat. Mă
Ai omul păcătos, i-a făcut toate pe dos, ușile le-a încuiat, lăcașului n-a dat. Ușile le-a încuiat, lăcașului n-a dat. De aceea noi venim, oameni buni, să vă vestim, că asta-i seara de Crăciun, precum îngerii o spun. Că asta-i seara de Crăciun, precum îngerii o spun. Că asta-i seara de Crăciun, precum îngerii o spun. De minunea raiului, Iisus e numele.
zile numele lui. Seara asta-i seara mare, leluile floarele măruți, luminoasă stea apare, că se naște un frumpuț. Colindăm din casă în casă, prin nașterea Domnului, din Fecioara prea curată, lelui floarea mărului. De noi acum plecăm și cu bine te lăsăm, și cu bine te lăsăm. Să te bucuri de Crăciun și să-ți fie traiul bun, și să-ți fie traiul bun. Seara asta-i seara mare, leluile, floarele măruți, luminoasă stea apare, că se naște un frumpuț. Colindăm din casă în casă, prin nașterea Domnului, din Fecioara prea curată, lelui floarea mărului. Seara asta-i seara mare, leluile, floarele măruți, luminoasă stea apare, că se naște un frumpuț. Colindăm din casă în casă, prin nașterea Domnului, din Fecioara prea curată, lelui floarea mărului. Ciucuri
grajdului frumos cântă îngerii, iar Maica prea sfântă Maria. Oh,
Sfânta Fecioară, din vifa ineșea și în câmp într-o poiană, evite s-a așezat și între dobitoace pe fânul cel uscat, născuta prea curată, un mare glas spre seară al clopotelor când, că vine, vine iară Iisus pe acest pământ. El vine-n haină albă, să spele lumea întreagă de rău și de păcat. De atunci în orice casă se-au mult colindător, o linda lor puioasă răsună până-n zor. Sculați creștini de grabă și colindați frumos, și faceți loc în casă copilului Hristos. Și faceți loc în casă nașterea lui Hristos.
în cer și pe pământ. Îl preamărim cu micul mare, astăzi pe Domnul Sfânt. Îl preamărim cu micul mare, astăzi pe Domnul Sfânt.
Crăciunului. Noi băgăm colinda în casă și gazda să-mi o plătească. Asta-i seara de Crăciun, de-i place colinda noastră. Că mi-e frica colinda, că mi-e s-o rupt opinca. Asta-i seara de Crăciun, tare mult nu putem sta. Mă-i duce la mama acasă și-o-i zice să-mi-o cârpească. Asta-i seara de Crăciun, unde-i ruptă să-mi-o coasă. Să pot merge colinda până-n zor dimineața. Asta-i seara de Crăciun, să-mi pot umple tristuța.
cărunțelor. Hai daler, daler, uiler. Și pentru că, iată, alături de colinde pe care tocmai le-am ascultat, sunt și gândurile celor care sunt cu mine aici la acest moment frumos dedicat și închinat slavei lui Dumnezeu, iată, nașterii Domnului, Crăciunului, bucuriei, copilăriei, uniunii, autenticității, multă emoție și multe lucruri frumoase pe care vrem să vi le transmitem. Așadar, cumva, cu siguranță noi ne vom mai reîntâlni, dar înainte de toate, aș dori așa, poate un gând bun, un gând pentru cei care vă cunosc, în primul rând, pentru cei care nu vă cunosc și pentru cei care se vor uita și se uită la noi și acum începem. Hai să o luăm de acolo, de la Madalina. Un gând bun, special acum de sărbători, pentru toată lumea să aibă sărbători fericite, să aibă sănătate, să fie mai buni, pentru că atâta timp cât suntem buni, îl primim pe Dumnezeu în casele noastre. Și de ce nu să primim colindători, că asta înseamnă bunătate. Asta înseamnă bunătate și simplitate, modestie. Așa văd eu. Îl aducem pe Dumnezeu în casele noastre. Mulțumesc! Ce pot eu să le spun telespectatorilor și toată lumea care se uită la noi? Să fiți buni! Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume, să fie bucurie în casele voastre, să fiți plini de compasiunea și iubirea lui Dumnezeu, să fiți binecuvântați, să primiți Crăciunul cu inimile deschise și să vă bucurați alături de familie, pentru că niciun Crăciun nu este frumos fără familie. Ce frumos! Cât de frumos! Dragilor, colegii mei spuneau să fiți buni. Eu aș începe cu mine, pentru că să știți că în ultima perioadă am cam conștientizat, cred că acum, auzind mai multe glasuri de colindători, am conștientizat faptul că ar trebui să încep întâi cu mine. Să fiu mai bună, să fim mai buni, să aveți belșug în casă și în suflete, iar nașterea lui Hristos să vă fie de folos la anul și la mulți ani. La mulți ani. Foarte frumos, la mulți ani. Da. Pot să spun și eu la mulți ani, dragilor, să aveți un Crăciun binecuvântat, cu sănătate și să nu mai lipsească niciunul din cei dragi în casa voastră. Oh, Doamne. Da, așa ar trebui de sărbători, de Crăciun, familiile să se adune și să reacționă. Și să nu ne pierdem cumva. Adică, exact. În ultimă vreme, tineretul e cam pe... Nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea. Se îndepărtează. Dar... Da. Cei dragi, îți frumos să fie acasă. Da. Tuturor cunoscuților mei, tuturor fanilor Puiu Făgărășanu, tuturor prietenilor mei, din suflet le spun sărbători luminate, cu binecuvântări și cu sănătate. Iar după sănătate am să pun un punct. Și o să înțelegeți de ce. Dacă avem sănătate, le putem face pe toate. Corect. Așa este. Aveți Crăciun luminat. La mulți ani. La mulți ani. Așa este. Spun și eu la mulți ani și totodată vă spun, rămâneți alături de noi, rămâneți cu bucurie în suflet, rămâneți în uniune, rămâneți în bunătate și bucurați-vă de sărbători, pentru că sărbătorile sunt acele momente în care sensibilitatea își face loc în sufletele noastre, ne îndeamnă să-i căutăm pe cei dragi, ne îndeamnă să-i aducem aproape pe cei dragi și ne îndeamnă să ne aducem aminte de credință, să ne aducem aminte de valori, să ne aducem aminte de tradițiile noastre.